În zilele noastre, frumusețea înseamnă buze mari, abdomen cu pătrățele sau posterior cât mai voluminos. Pe vremuri însă, standardele erau altele. În 1932, de exemplu, gleznele subțiri erau considerate atrăgătoare, iar deținătoarele lor erau invitate să participe la concursuri de Miss. Un exemplu de astfel de competiție este Miss Cele mai frumoase glezne. Tot în aceeași perioadă, o altă competiție de frumusețe făcea vâlvă printre englezi. Participantele aveau fețele acoperite cu pungi de hârtie, pentru a nu putea influența prin farmec, privire sau zâmbet. Așa se putea ține cont doar de trup. După anii 90, etaloanele de frumusețe s-au schimbat radical. În Ungaria se organizează Miss Plastic, o competiție care aduce în prim plan frumusețea artificială. Pentru a avea șanse să intri într-un astfel de concurs, este absolut necesar să ai cel puțin o intervenție estetică. Tatuajele mari și colorate sunt piesele de rezistență ale femeilor care vor să plece acasă cu titlul de Miss Cerneala. Această competiție are loc în mai multe țări din lume, iar premiul constă în bani, bijuterii și tatuaje realizate de profesioniști. De la Miss Cerneala trecem la Miss Penitenciar, un eveniment care adună anual sute de tinere din 10 închisori pentru femei din Brazilia. Câștigătoarele sunt alese în funcție de frumusețe, comportament, dar și de cunoștințele generale. Un concurs cu reguli ceva mai lejere este Miss Pin-up Las Vegas. Acesta reunește femei de toate mărimile și formele, pasionate de stilul vintage. Doamnele și domnișoarele trebuie să-i convingă pe jurați prin ținută, privire și atitudine. În Thailanda, grăsuțele sunt la putere. Femeile supraponderale urcă pe podium și încearcă să pună mâna pe coroană, folosindu-se de formele voluptoase și de talentul artistic. Și premiul este unul ieșit din comun. Pe lângă bani, câștigătoarele se aleg cu echipamente de fitness și cu diete personalizate.